Bun găsit! Când și unde va avea loc viitoarea contraofensivă ucrainană? La povestea săptămânii discutăm despre știrile false și dezinformarea produse de o parte și de alta a frontului. La revista presei Fake vorbim despre persecuțiile împotriva minorității tătare din Crimea și pretextele false pe care le folosesc rușii, așa cum au făcut-o și în urmă cu 79 de ani, când tătarii au fost deportați în masă. Consiliul Regional din Cernăuți ar fi votat interzicerea bisericilor românești și confiscarea proprietăților. Care este adevărul, aflăm la manipularea săptămânii. La istoria și istoriile sale aflăm povestea lui Bogdan Hmelnitsky, cel pe care unii ucraineni îl consideră erou, alții trădător. În fine, spărgătorii de fake news au aflat că norul radioactiv vine dinspre est și ne va cuprinde pe toți. Iar vinovat pentru tot ce ni se întâmplă rău, crede Elon Musk, este tot Soros. De câteva luni, presa internațională speculează asupra viitoarei contraofensive ucrainene. Când și unde va avea loc? Kievul și Moscova își însoțesc pregătirile militare de operațiuni speciale de dezinformare. La ce ne putem aștepta? Să începem cu situația de pe front în acest moment. Ce se întâmplă la Bahmut și de ce este atât de important Bahmutul? Din punctul meu de vedere, Bahmutul nu este foarte important, strategic vorbind, nici măcar tactic. E mai degrabă o chestie simbolică și observați asta mai ales din anunțurile fiecarei părți. Toată lumea strigă, avem Bahmutul, dar nu știm exact pe unde e Bahmutul. Asta arată, dacă vreți, și situația din al doilea război mondial în cazul Stalingradului. Stalingradul nu era neapărat, strategic vorbind, un obiectiv de seamă. Dar denumirea, fără îndoială, era una simbolică și apărarea Stalingradului a devenit, într-adevăr, una dintre pietrele tari ale conflictului. Acum, sigur, din perspectiva noastră, a celor care stăm pe margine, pare întotdeauna un sacrificiu prea mare. De obicei, după ce analizăm post-factum un asemenea tip de eveniment istoric, ne spunem, da, a fost costisitor în resurse umane, materiale, financiar, dar a meritat. E bine, nouă ne lipsește această viziune post-factum, dar, judecând după alte evenimente istorice, am putea spune că da, merită orice fel de rezistență acolo. Chiar dacă, repet, este doar un simbol și nu neapărat un obiectiv tactic sau strategic semnificativ. În rest, în ultima perioadă pare a se fi intrat într-un fel de stagnare, cu excepția luptelor pentru Bahmut. În schimb, apar informații tot mai curioase, inedite, privind poziția lui Prigojin, care îndrăznește să-l critique public pe Putin, inclusiv armata rusă, sigur, și pe ministrul apărării Șoigu. Putin pare a fi arbitrat personal disputa între cei doi la Kremlin. Credeți că este doar o paradă sau, într-adevăr, are loc o dispută pentru cercul intim de putere din jurul lui Putin? Observați înainte de toate că e foarte vocal. Alții care n-au fost atât de vocali, fie au găsit niște ferestre la înălțimi interesante, au băut băutura nepotrivită la momentul nepotrivit. Prigojin nu doar că e vocal, dar nu-i se întâmplă nimic. Convingerea mea este că, în realitate, este un personaj care subliniază, așa zisele, slăbiciuni și, în logica pe care unii o așteaptă, așa numite slăbiciuni ale propriului grup, dar și ale armatei ruse, tocmai pentru ca, la un moment dat, să poată fi eficient, să acționeze foarte puternic în diverse zone. Din păcate, pentru ei mai ales, nici asta n-am văzut. Așa încât guralivul de Prigojin e foarte dificil de plasat într-un loc anume, dar eu cred că rămâne o portavoce a dezinformării înainte de toate și îngăduința care îi se oferă, de fapt, ascunde alte obiective ale Rusiei. Cât de importantă credeți că este contribuția companiei Wagner pe care o conduce, o patronează
pe front. Avem, din punctul meu de vedere, de a face cu o structură care, pe de-o parte, este permis orice. Gândiți-vă că lui Putin i s-a promis un tribunal și liderilor ruși, un tribunal penal internațional, în fața căruia, la un moment dat, se va putea spune, dar nu noi, nu armata Rusiei, Wagner, Prigojin, acest personaj pe care, uitați, nu l-a controlat nimeni și în timpul războiului a vorbit de capul lui, nu știm ce a făcut. El e principalul vinovat pentru asta, pe de-o parte. Iar pe de altă parte, este și un mecanism, după părerea mea, de clasic de divide timpera. Este și un mecanism de a controla, pe de-o parte, armata obișnuită, armata regulată, care îi se spune, vedeți, cu foarte puține mijloace, uitați ce reușite au Wagner, voi ce faceți, că voi sunteți armata regulată, voi trebuie să faceți lucrurile astea. Să trecem la subiectul acestei ediții, la contraofensivă. Pentru publicul larg, fără o pregătire militară, ce înseamnă contraofensivă? Contraofensiva, n-aș putea spune, nu vreau să fiu neapărat o Casandra, nici n-aș putea, ceea ce știu cu certitudine este că această contraofensivă trebuie să aibă loc. Marja cronologică este undeva între iunie și septembrie, acesta este maximum posibil, dar contraofensiva, pentru că, evident, odată cu venirea toamnei, lucrurile sunt mai dificile din punct de vedere al terenului, al liniilor logistice, al capacității de a duce acțiuni. Contraofensiva de anul trecut a avut la sfârșitul lui, a avut loc la sfârșitul lunii august. Important, ceea ce spun eu, este că dacă ai o planificare riguroasă cu o extensie, deci nu doar o lovitură frontală, ci o extensie pe toată această... Frontul este ca o potcoavă, ați observat. Teoretic, din antichitate până astăzi s-au schimbat doar mijloacele de luptă, dar principiul este același. Fie o lovitură frontală, manevre pe flancuri. Asta înseamnă că ai nevoie de trupe, ai nevoie de mijloace pentru asta și, deci, înseamnă că ai nevoie de un timp suficient de larg, dar un timp favorabil. Asta înseamnă lunile de vară. Văd că foarte mulți sunt încântați de mijloacele tehnice pe care ucrainienii le-ar putea obține. Aceste mijloace tehnice înseamnă, înainte de toate, instruire. Deci, oameni pregătiți, un avion F-16 nu se pilotează precum Loganul, deci este totuși cu totul altceva și nu e vorba de vilegiatură pe cerul Ucrainei, ci e vorba de avion de luptă. Faptul că au fost anunțate și inclusiv acest sprijin după lungă discutată chestiunea tancurilor, care până la urmă a fost dusă la un numitor comun, faptul că americanii vor livra F-16 ucrainienilor este un pas uriaș înainte, nu? Este o poziție pe care Biden a și explicat-o, și anume că aceste avioane nu vor opera în afara teritoriului Ucrainei, dar asta înseamnă că în această zonă unde există lupte, evident, vor putea fi folosite. Ceea ce subliniem însă este că tehnica de luptă de astăzi este extrem de performantă. Un Abrams este o mașinărie atât de sofisticată, atât de complicată, încât îți trebuie niște luni bune pentru a-l putea folosi. De ce? Ce poate face acest tank? Înainte de toate, are o sumedenie de mijloace care, să spunem, dacă vreți să facem o comparație, T-34 nici nu le-ar fi visat în al doilea război mondial. De la folosirea unor leviere și până la tehnologia care este pe un asemenea tank, gândiți-vă numai tehnologia de a ține țeava tunului indiferent de relief, indiferent de mișcările tankului, dreaptă spre obiectiv, deci asta înseamnă o siguranță a tragerii extraordinară. După aceea, toate mijloacele de conducere, motorul, fără îndoială, adică sunt elemente pe care, repet, un T-34 nici nu le-ar fi visat în al doilea război mondial. Asta înseamnă, din punctul meu de vedere, instruire, cum spuneam, deci militarii disponibili, nu uitați că Ucraina are și ea pierderile ei, militarii disponibili, instruirea lor, care înțeleg că s-a făcut, ei sunt pregătiți pentru așa ceva. Se pare că se vorbește de 12 brigăzi. Exact, și un lucru esențial, cum l-am spus. Care sunt pregătite în străinătate și care vor fi... Da. Aruncate în luptă în această contraofensivă. Deci vorbim de armament, vorbim de tankuri, vorbim de F-16 și aici putem spune că este o linie roșie pe care Occidentul, care sprijină armata ucraineană, a trecut-o. Zelenski a implorat Occidentul să apere cerul Ucrainei anul trecut. Occidentul n-a făcut-o pentru că se temea că acest conflict va escalada. Iată că o face acum. Toate lucrurile astea sunt pregătiri pentru o contraofensivă? Armata ucraineană are nevoie de o consolidare a acestei încrederi în sine, pentru că, spuneați foarte corect, în ultimele 6 luni a fost mai degrabă vorba de o stabilizare a frontului, un fel de lupte locale pentru a spune, suntem aici, încă suntem aici, apărați-vă că suntem aici, știți? Dar fără niciun fel de acțiuni, nici măcar de nivel tactic important, strategic, nici atât. Și atunci, convingerea mea este că pentru moralul acestei armate e nevoie de o contraofensivă
Dacă se poate să fie și victorioasă, este minunat. Dar chiar dacă acest câștig este doar într-o singură regiune, este un lucru util. Și armata ucraineană are nevoie de acest lucru. Există posibilitatea ca acest conflict să devină unul înghețat odată cu trecerea timpului? Sunt convins că Rusia și-ar dori, pentru că înapoi acestor încercări de a invoca pacea, în realitate rusii i-au convenit întotdeauna. Și uitați-vă mai ales la acțiunea aceasta a URSS-ului în ultima sută de ani. Conflictele înghețate îi convin de minune. Și tocmai aceasta cred că este nevoia de a nu lăsa Rusia să transforme această zonă din estul Ucrainei într-un conflict înghețat. Pentru că au fost discuții privind această posibilitate și eu cred că ar fi o greșeală imensă. Înainte de toate, mesajul pe care l-ar transmite comunitatea internațională ar fi aceea, bun, China, poți să faci și tu ce vrei în Taiwan, pentru că, până la urmă, cam asta e realitatea. De fapt, le spunem oricăror dictatori, puteți face ce vreți în vecinătatea voastră imediată, fiindcă, iată, până la urmă, dacă se îngheață conflictul, nu e nicio problemă. Se vorbește de contraofensivă de câteva luni. Apar tot felul de informații, de o parte și de alta. Evident că sunt și multe știri false și dezinformare militară de această dată, produse de ambele părți. Anul trecut, informațiile care au apărut și care le-au fost livrate rușilor vorbeau de o contraofensivă îndreptată spre Herson. Dar a avut loc în nord. La ce ne-am putea aștepta astăzi? Din ce ați citit din presa internațională, ce v-a atras atenția? Inclusiv documentele scurse de la Pentagon. Mie vă mărturisesc că documentele de la Pentagon, asta le dăm rușilor material de studiu, dar mie îmi par a fi o construcție extrem, extrem de inteligentă, bine pusă la punct, tocmai pentru a arăta slăbiciunea Ucrainei, divergențele dintre Ucraina și liderii europeni sau liderul american. Asta s-a mai întâmplat, dacă vă amintiți, chiar în prima parte a războiului, părea că Biden este așa într-un conflict cu Zelenski. Am văzut că lucrurile sunt într-o continuitate logică, firească pentru sprijinirea Ucrainei. Deci mi-a părut a fi o excelentă operațiune de, se spune în engleză, de deception, de înșelăciune în luptă, am spune noi. Maschirovka. Maschirovka pe înțelesul lor, da, ca să înțeleagă și ei de ce o maschirovka, da. Și nu doar, mai ales această incertitudine. Evident că nu poți într-un asemenea conflict să-ți expui foarte clar intențiile, e dificil, trebuie să le ascunzi chiar foarte bine. Asta cred că s-a întâmplat în special în cazul Ucrainei. Pe rușii am văzut tot mai neputincioșii, care par a fi experții în domeniu, dar văd că acțiunile lor, mai ales secvența aceea cu atacarea în Kremlin a sediului Dumei, mi s-a părut dumpenibil. Cum ați citit aceste informații? Eu bănuiesc că era o, mai ales că acolo s-a pus în discuție, știți, cuvântul terorist. Eu am crezut că în contextul lui 9 mai este de fapt un pretext pentru a putea folosi ideea de atac terorist și de a scuza, deci, o eventuală acțiune. Nu s-a întâmplat nici aia. Au apărut informații că această contraofensivă va avea loc într-o zi simbolică, importantă pentru Rusia. Bun, asta mai degrabă este tot o încercare de dezinformare, cred eu. Discutam despre așa zisul atac terorist asupra Kremlinului. Bun, o făcătură atât de sinistră încât te și întrebi unde au pierit toți autorii de Maschirovka. Dar de când a început campania, amintiți-vă, nu e război, e operația militară specială, e denazificarea Ucrainei. O chestiune care nouă ne-a stârnit nici măcar zâmbetul, ci râsul pur și simplu. Dar a mers pe varianta asta pentru că răspunde unei necesități, cu ghilimele de rigoare, de informare a unei populații proprii. Când a adus la 9 mai în Piața Roșie iarăși T-34, fără să mai aducă și alte tancuri, din vari motive, presupun că erau deja trimise pe front, dar când a adus T-34 a întărit, de fapt, această propagandă care spune că acolo este tot o operațiune de nazificare. Convingerea mea este că nici populația Rusiei nu poate fi dezinformată la nesfârșit. Încă o dată, Rusia totuși nu-i Coreea de Nord. E o zonă în care pătrund informațiile, pătrund adevărul. Amintiți-vă aici la noi cum se asculta Europa Liberă. Și ei sunt în aceeași situație, au acces la alte surse, oricât ar încerca să-i limiteze conducerea
politică și, la un moment dat, lucrurile acestea vor duce în direcția unui deznodământ nefericit pentru Putin și toată echipa sa. La împlinirea 79 de ani de la deportarea în masă a tătarilor din Crimeea, rușii continuă persecuțiile împotriva minorității tătare folosind false pretexte. Iar Elon Musk își folosește propriul cont pentru amplificarea mesajelor celor mai cunoscuți promotori ai dezinformării de pe internet, de la COVID la războiul din Ucraina și asaltul asupra Capitoliului. Horia Grușcă aduce revista presei Fake. Televiziunile pro-Kremlin au difuzat marți o așa zisă nouă probă a ceea ce propaganda rusă numește lipsa de legitimitate a statului ucrainean. Președintele Curții Constituționale a prezentat lui Vladimir Putin o hartă franțuzească din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, spunându-i satisfăcut că teritoriul de azi al Ucrainei era înglobat în hotarele Uniunii Polono-Lituaniene. Încântat, Putin a reluat teza inventării Ucrainei de către Revoluția Bolșevică, fără să bage de seamă că, totuși, pe harta veche de patru secole, denumirea Ucraina apare scrisă în franceză în zona Kievului. Președintelui rus, care a invocat din nou pretinsele drepturi istorice ale Rusiei, i-a mai scăpat ceva. Pe harta desenată în epoca lui Ludovic al XIV-lea, teritoriul ocupat azi de Sankt Petersburgul său natal se numea Ingria și făcea parte din Imperiul Suedez. Mai mult, aceeași hartă din vremea muschetarilor lui Dumas arată că pe cuprinsul Crimeei se întindea o formațiune statală autonomă numită Hanatul Tătarilor, care număra deja peste 200 de ani de existență. În 1783, când a fost cucerită de Rusia țaristă, peninsula Crimeea era locuită în proporție de peste 92% de tătari. 250 de ani mai târziu, în urma unui proces perseverent de rusificare, tătarii crimeeni au scăzut sub 20% din totalul populației. Prea mulți, după socoteala lui Stalin. În 18 mai 1944, dictatorul decide deportarea forțată în Siberia a 200.000 de tătari. Motivul propagandistic a fost pretinsa dezertare în masă în fața naziștilor a tătarilor recrutați în Armata Roșie. Numai că armata sovietică regulată număra peste 17.000 de soldați tătari înainte de invazia hitleristă, iar aceștia au luptat până la sfârșitul războiului. Mulți au fost decorați pentru fapte de arme, cum ar fi aviatorul Ahmet Khan Sultan, de două ori erou al Uniunii Sovietice. Un alt argument al deportării, colaborarea tuturor tătarilor crimeeni cu naziștii, nu stă în picioare. Pedepsirea unui întreg popor pentru faptele condamnabile ale unor indivizi se înscrie în definiția crimelor împotriva umanității, dacă nu chiar a genocidului. Un al treilea fals argument a fost așa numita natură criminală și trădătoare a tătarilor, care ar fi fost salvați prin deportare de furia majorității locuitorilor Crimeei și a soldaților întorși din război. O aserțiune ridicolă, de vreme ce însuși Khan Sultan, pilotul multiplu decorat pentru fapte de arme, nu a fost lăsat de sovietici să revină în Crimeea natală. De altfel, tătarii deportați și urmașii lor nu s-au putut întoarce în Crimeea decât după 1990, în condițiile în care în timpul URSS nu le-a fost recunoscută nici măcar identitatea etnică distinctă. În 1991, tătarii repatriați au votat masiv pentru independența Ucrainei, contribuind la depășirea a 50% din voturile favorabile în Crimeea. Anexarea ilegală a Crimeei în 2014 i-a făcut pe mulți să ia din nou calea exilului. Pentru bărbații rămași, mobilizarea obligatorie impusă de ocupanți în toamna anului trecut i-a pus într-o situație imposibilă. Cum să lupți împotriva țării pentru a cărei independență ai votat? Mulți văd în recrutarea forțată o nouă tentativă a rușilor de a scăpa de ei, în condițiile în care 90% din ordinele de încorporare au vizat comunitatea tătară, deși aceasta reprezintă azi cel mult 15% din populație. Nu este singura dovadă a persecuției. La începutul primăverii, din cei 180 de deținuți politici din Crimeea, 116 erau tătari.
Între timp, numărul lor a crescut. Cei mai mulți sunt acuzați că fac parte din Hizbut Tahir, un grup religios interzis în Rusia, dar legal în Ucraina. Miercuri, un membru al grupului pe nume Ernest Seitosmanov a fost condamnat de un tribunal din Rostov la 18 ani de închisoare pentru ceea ce judecătorii au catalogat ca fiind terorism. Cu 5 zile înainte, chiar în ziua împlinirii a 79 de ani de la deportarea tătarilor din Crimea, autoritățile de ocupație au interzis organizarea oricărei manifestări comemorative. Tătarii din Simferopol au sfidat restricția și s-au adunat într-una din piețele orașului în amintirea victimelor genocidului. Un genocid comis la ordinul lui Stalin și omis de propaganda rusă la ordinul lui Putin. Elon Musk a promis la preluarea Twitter că va transforma platforma în cea mai exactă sursă de informații din întreaga lume. La 6 luni de la finalizarea tranzacției, Musk se dovedește un promotor harnic al celor mai notorii dezinformatori de pe internet. Este concluzia agenției France Press, după ce a analizat activitatea online a miliardarului americano-sudafrican. Postările acestuia îndreaptă sistematic atenția urmăritorilor spre cele mai populare manipulări, de la cele privind războiul din Ucraina la așa zisa conspirație COVID-19. De pildă, Musk a amplificat prin comentariile sale teza presupuselor erori medicale în diagnosticarea coronavirusului, susținută de un utilizator care promovează înverșunat teoriile conspirațiilor QN. Ascuns în spatele unui profil fals, respectivul utilizator s-a bucurat în câteva luni de peste 40 de ori de atenția lui Musk, care altfel intervine rar pe Twitter. Jurnaliștii au mai descoperit că Musk a contribuit la distribuirea în rețea unei știri false atribuite CNN, care sugera că suporterii lui Trump, care au asaltat Capitoliul în ianuarie 2021, au fost ghidați de poliție. Miliardarul a amplificat și răspândirea pe Twitter a teoriei vinovăției comunității LGBT pentru împușcăturile în masă din Colorado Springs și a propagat falsurile privind numărul ucrainenilor uciși în război. Experții spun că postările lui Elon Musk, urmărit de 135 de milioane de utilizatori, sunt deosebit de periculoase. La încercarea AFP de a afla punctul de vedere, Twitter a generat un răspuns automat cu un emoticon care reflectă, grafic, opinia lui Elon Musk despre comunicarea liberă, decentă și corectă. Presa alternativă din România rea câteva din tezele propagandei ruse. Consiliul Regional din Cernăuți ar fi votat interzicerea bisericilor românești și confiscarea proprietăților. Tatiana Țărfulea ne spune mai multe. Dispare Ucraina. Membrii Consiliului Regional Cernăuți au votat interzicerea bisericilor românești și confiscarea proprietăților. Acesta este titlul unui articol postat în urmă cu o săptămână pe site-ul ortodoxinfo.ro. Narațiunea s-a răspândit rapid în rândul publicațiilor online, care promovează discursul urii, propagând teorii ale conspirației, știri false și dezinformări. În realitate, conform comunicatului Consiliului Regional Cernăuți, membrii acestuia au votat în favoarea interzicerii pe teritoriul regiunii Cernăuți a activității organizațiilor religioase care au o legătură ecleziastică și canonică dovedită cu țara agresoare, Rusia. Prin urmare, consilierii propun Parlamentului de la Kiev să inițieze proiecte de lege referitoare la legalitatea funcționării organizațiilor religioase care au legături dovedite cu Rusia. Practic, comunicatul se referă la toate bisericile care au legătură ecleziastică și canonică dovedită cu Federația Rusă. Doar că scos din context și interpretat de site-ul ortodoxinfo.ro, mesajul transmis ar fi că Ucraina ar avea ceva cu minoritatea românească și bisericile românești. În felul acesta se stârnește ura împotriva Ucrainei și a regimului de la Kiev. Din păcate, disputa bisericească din Ucraina este una mai veche și foarte complicată. Subiectul a luat amploare în contextul războiului și a creat confuzie în spațiul public românesc după ce înalți prelați din Ținutul Herța au acuzat autoritățile ucrainene că ar persecuta preoții români.
Realitatea este însă diferită, iar minoritatea românească este prinsă la mijloc în războiul dintre cele două biserici. Biserica Ortodoxă Ucraineană, subordonată Patriarhiei Moscovei, și Biserica Ortodoxă a Ucrainei, autocefală, adică independentă ecleziastic de Biserica Rusă. În octombrie 2018, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, Bartolomeu I, a recunoscut autocefalia Bisericii Ortodoxe a Ucrainei. Decizia a stârnit furia Rusiei și a Patriarhului Kiril, care au declarat că Biserica Ortodoxă Rusă va trebui să rupă relațiile cu Constantinopolul. Bisericile și preoții din comunitățile românești au rămas în continuare subordonate Bisericii Ortodoxe Ruse și respectiv Patriarhului Kiril, considerând că adevărata ortodoxie este cea de la Moscova și nu cea de la Constantinopol. În mai 2022, la 3 luni de la invadarea Ucrainei de către Rusia, Sinodul Bisericii Ortodoxe Ucrainene, afiliată Moscovei, a anunțat că nu este de acord cu poziția Patriarhului Kiril, care susține războiul și ca atare taie legăturile cu Patriarhia Moscovei și declară independența și autonomia acestei biserici. Însă nu este foarte clar pentru nimeni dacă șefii bisericii s-au referit la o independență față de Patriarhia Moscovei din punct de vedere financiar sau o independență canonică. Așadar, în contextul războiului, Biserica Ortodoxă Ucraineană este văzută ca făcând în continuare jocurile lui Putin, lucru care se poate vedea și din predicile unor înalți prelați slujitori în bisericile românești. Țesete Bartolomeu, spurcatule și blestematule, cât rău ai adus în țara noastră și în biserica noastră, dorindu-și slavă și să fii mare, jghea bătrân și împuțit ce ești. Fragmentul face parte dintr-o predică ținută într-o biserică în urmă cu 5 luni de către Mitropolitul Longin, stareț al mănăstirii Bănceni din Ucraina și episcop vicar în cadrul episcopiei Cernăuți-Bucovina. Practic, rămânând fidel bisericii ruse, independente sau nu de Moscova, Mitropolitul Longin nu poate accepta legitimitatea bisericii autocefale ucrainene. Așa se explică atacurile la adresa lui Bartolomeu, Patriarhul Constantinopolului. Și așa se explică și neîncrederea autorităților ucrainene în bisericile care au rămas subordonate Bisericii Ortodoxe Ruse. În Rusia, liderii politici, dar și Patriarhul Kiril, folosesc registrul religios pentru a justifica războiul din Ucraina, dar nu numai. Menținerea unei rivalități între cele două biserici ortodoxe din Ucraina îi permite Patriarhului Kiril să-și păstreze puterea și controlul asupra populației. Cele 12.500 de parohii ucrainene formau până acum o treime din totalitatea posesiunilor bisericii ruse. Pierzând Ucraina, Biserica Ortodoxă Rusă devine astfel doar o biserică normală și nu mai este rivala celei de la Constantinopol. Așadar, titlul Dispare Ucraina, pus în context religios, servește propagandei ruse, încercând să stârnească ura românilor împotriva Ucrainei și a ucrainenilor. A încercat să găsească o cale de mijloc între marile puteri ale vremii, marele regat polono-lituanian și Imperiul Țarist. În Ucraina, unii îl consideră erou național, alții trădător. Povestea lui Bogdan Hmelnitsky, un personaj care a schimbat istoria vremii sale, o aflăm la Istoria și istoriile sale. Gabriela Avram. Unii îl consideră erou național, alții trădător. Bogdan Hmelnitsky a fost însă un om care a marcat istoria unui spațiu râvnit de marile puteri. Trăia în regiunea Zaporojie și a condus răscoala cazacilor de la mijlocul secolului al XVII-lea împotriva marelui regat polono-lituanian. Moment care a schimbat harta Europei de răsărit și sferele de influență. Cazacii erau slavi, ortodoxi, renumiți pentru felul în care luptau călare. Erau însă supuși ai marelui regat. Chiar dacă beneficiau de o oarecare autonomie, tendința nobililor polonezi de a-și extinde domeniile pe teritoriul pe care cazacii îl considerau de drept al lor a declanșat o revoltă care a dus în urma înfrângerii armatei poloneze la crearea în 1649 a unui stat independent. Cel care i-a condus pe cazaci în luptă a fost hatmanul Bogdan Hmelnitsky. Au scăpat de polonezi, dar au dat peste ruși. În literatura poloneză, acea perioadă este numită Potopul. Bogdan Hmelnitsky era educat, luptase sub steagul regatului împotriva Imperiului Otoman, iar curajul lui era apreciat de cazaci, doar că a intrat în conflict direct cu un nobil polonez care îi râvnea pământul. Și țăranii erau nemulțumiți de atitudinea polonezilor, iar Hmelnitsky a reușit să transforme, în acel moment, o simplă revoltă într-o mișcare de eliberare națională.
avea o moștenire istorică, Kievul, Rusia Kievană, care aparținea acum Marelui Regat Polono-Lituanian. Și în doar câteva luni, polonezii au fost nevoiți să părăsească ceea ce astăzi numim teritoriul Ucrainei. Doar că polonezii nu renunță definitiv. Și așa, Hmelnitski, hatmanul și conducătorul cazacilor, își caută aliați. Și semnează în 1654 tratatul de la Periaslav, o înțelegere între cazacii zaporojeni și reprezentanții țarului Alexei I al Rusiei. Tratatul îl numea pe țar protector de drept al noului stat al cazacilor, Hatmanatul. Ce s-a întâmplat mai apoi n-a fost chiar pe placul lui Bogdan Hmelnitski. Polonia catolică a fost dată uitării, biserica și clerul ortodox au recunoscut autoritatea bisericii ruse și astfel încercarea cazacilor de a-și găsi un aliat puternic împotriva lituanienilor și a polonezilor s-a terminat cu subordonarea față de ruși și cu începerea procesului de rusificare. Armata cazacilor zaporojeni a fost desființată, iobăgia a fost reinstaurată pe teritoriul ucrainean, iar prin ucazul de la Ems emis în 1876 de Alexandru al II-lea al Rusiei, folosirea limbii ucrainene a fost interzisă. Urmările alianței cu Rusia se simțeau peste trei secole. Până atunci însă, cazacii au încercat să scape de dominația rusă și să revină sub protecția polonezilor. A fost trist. În 1667, teritoriul lor a fost împărțit între cele două mari puteri, de-a dreapta și de-a stânga Niprului. Teritoriile de la est de Nipru sunt revendicate și acum de ruși. De la hatmanul Bogdan Hmelnitski și până acum, istoria Ucrainei a fost scrisă dureros, împărțită, reunificată, rusificată. A trebuit să îndure și Holodomorul, marea foamete prin care în anii 30 ai secolului trecut, Stalin a ucis peste 3 milioane de ucraineni. Iar istoria acestei țări se scrie și acum. Deciziile lui Bogdan Hmelnitski pot fi contestate. Rămâne doar un personaj istoric care a avut de ales la un moment dat între două rele și care a schimbat istoria la vremea sa. Norul radioactiv vine dinspre est și ne va cuprinde pe toți, iar umanitatea se duce de râpă. Dar Elon Musk știe cine este tartorul. Soros, Zaefet și Jevinski rămân vigilenți. Fraților, până acum ați avut ocazia să urmăriți Rolls-Royce-ul știrilor relevante, cu uși automate, cu umbrelă în ușă, 500 de cai putere și tavan cu poziția cerului din ziua în care v-ați născut. Totul lucrat manual și adus în fața voastră de către Marian, trup nădios, privire ageră, Voicu. Acum a venit momentul nostru să luăm căruța bunicului din hambar, să ne înhămăm singuri la ea și în miros de bălegar să vă facem un tur al știrilor găsite de noi în maldărul aburind din spatele curții. Începem cu cerul însorit deasupra Europei. Zilele astea, când tocmai te pregăteai și tu să o tai într-un city break cinstit prin Europa, jbam! Rusia îți întunecă cerul perspectivelor cu norișorul lor nesimțit. Nicolae Patrușev, considerat succesorul aparent al președintelui rus Vladimir Putin și super șoimul său în materie de politică externă, a amenințat vineri că un nor radioactiv se apropie de Europa după ce forțele ruse ar fi aruncat în aer un depozit din Ucraina ce conținea muniție cu uraniu sărăcit. Informații neconfirmate. Distrugerea acestora a condus la direcționarea norului radioactiv către Europa de vest, a subliniat Patrușev în timpul unei ședințe ce a avut loc în orașul Sâctâvkar din regiunea Comâi a Rusiei, potrivit TASS. El a spus de asemenea că Polonia a înregistrat deja o creștere a radioactivității. Nabelea, ia umbrela cu tine și pășește cu grijă. Dacă te picură, gata, devii și o pârlă radioactivă și te bagă ăștia în filme să lupți cu King Kong. Jeminski, camarade, fă bine și rămâi în casă. Ești prea tânăr să-ți crească al patrulea picior. Dacă super șoimul lui Vladimir ne avertizează, înseamnă că e adevărat. Mai mult, o sursă independentă și complet obiectivă ne confirmă cele spuse. E vorba, bineînțeles, despre inamovibila Diana Iovanovici Șoșoacă, văzut aici încercând să demonstreze că nici măcar ea nu-și poate pune botniță la gură. Îmi pare rău să vă spun că există explozie nucleară. Nivelurile de radioactivitate au crescut de 15 ori în Polonia și Germania. Ca de obicei, absolut întâmplător, Șoșoacă e prima care repetă, obiectiv și nepărtinitor, tot ce publică Rusia. Din fericire pentru noi, doamna e totuși paralelă cu adevărul. Subliniem că nicio autoritate abilitată nu a anunțat un asemenea lucru, iar presupusa informație a apărut doar în presa rusă, pe baza acestor declarații făcute de Patrușev, președintele Consiliului de Securitate al Rusiei. Totuși, dacă nici în Șoșoacă, în super-șoimul lui Putin și în Consiliul de Securitate al Rusiei nu mai putem avea încredere, încotro să ne mai îndreptăm privirile pentru a înțelege realitatea. Să nu desconsiderăm complet afirmațiile super-șoimului. Iată ce are de zis despre America.
Super șoimul lui Vladimir Putin îi avertizează pe americani să se teamă de erupția Yellowstone. Vor dispărea de pe fața pământului. Washingtonul, care decide soarta altor state și popoare, ar trebui să-și amintească că la Pompei și vechii romani trăiau bine și nu erau împotriva desfrânării. Apropo, unii din America susțin că odată cu posibila erupție, Europa de Est și Siberia vor deveni cele mai sigure locuri din lume. Pe scurt, ne facem prea multe griji legate de bombardamente, război și morți. Chiar nu ne preocupă deloc vulcanul? Mai mult, voi chiar nu înțelegeți că mai devreme sau mai târziu soarele va deveni o gigantă roșie și va înghiți complet pământul? Treziți-vă, oameni buni! Pentru cei care înțeleg adevăratele probleme ale lumii, super șoimul are și o soluție. Să mergem cu toții în Rusia. Oficialul rus a mai declarat că în Statele Unite, dar și în alte țări neprietenoase față de Rusia, există numeroși cetățeni cu o atitudine pozitivă față de țara sa. Americanii și europenii respectabili ar putea să ignore propaganda anti-rusă a Washingtonului, să vină în țara noastră și să devină cetățeni ai Federației Ruse, supuși legii ruse și respectului pentru cultura noastră, a încurajat el. Deci lăsați vrăjeala asta că război, că hâr, că mâr și puneți mâna să emigrați în Rusia pentru a scăpa de erupția vulcanului Yellowstone și, bineînțeles, de norul radioactiv care distruge Europa, dar nu și Rusia. De parcă amenințările astea, cât se poate de reale, nu erau suficiente, intră în horă și Elon Musk, care, întărâtat de afirmațiile super șoimului, spune ținem berea și vine cu completări. Elon Musk a lansat o serie de atacuri dure la adresa lui George Soros, scriind pe Twitter că investitorul de origine evreiască și filantropul liberal, care face adesea obiectul unor teorii ale conspirației antisemite virulente, urăște umanitatea și vrea să erodeze însăși structura civilizației. Musk a părut să facă referire în mod specific la trecutul supraviețuitorului Holocaustului, în vârstă de 92 de ani, comparându-l pe Soros cu Magneto, un super răufăcător evreu care luptă pentru a-i ajuta pe mutanți să înlocuiască oamenii ca specie dominantă a lumii. E simplu. Pasul 1. Norul radioactiv ne transformă pe toți în mutanți. Pasul 2. Șoșoacă pleacă în Rusia. Pasul 3. Soros face profit din toate astea. Dacă nu înțelegeți cum, e pentru că sunteți niște super naivi care nici măcar nu se tem de erupția supervulcanilor. În timp ce noi stăteam îngrijorați de Soros, vulcan și nori, Rusia o ardea pe cu totul alt vibe. Mai exact. Margarita Simonian, șefa televiziunii ruse RT, s-a plâns vineri pe contul ei de Telegram că a fost vizată de un atentat, primind un colet cu urme de explozibil pe el. Poliția investighează, a spus ea. Ulterior, Simonian a revenit cu o altă postare pe Telegram și a lămurit situația. Nu a fost un pachet explozibil, ci doar un vibrator. Știți cum se întâmplă? E 3 dimineața și pe tine te roade conștiința că minți cu nerușinare în slujba unui dictator sinistru. Tensiunea coboară din numeri în șolduri și deodată găsești soluția. Îți comanzi un vibrator, cinstit, rusesc, aferent, corespunzător. Apoi te culci liniștită, uiți de el și când vine, te temi că o să explodezi. Să arunce piatra primul dintre noi care nu a crezut că o să explodeze când i-a sosit vibratorul prin poștă. Între timp, în România, totul se învârte în jurul, ați ghicit, palmierilor și altor pomi. Primarul sectorului 3, Robert Negoiță, a acuzat miercuri, într-un filmuleț postat pe pagina sa de Facebook, că oameni răi, ticăloși, au pus o soluție la rădăcina copacilor de pe strada Nicolae Teclu. Suspectăm că mâini criminale nu au altă treabă decât să distrugă munca noastră. Și a anunțat că a făcut plângeri la poliție. După 2 ore, Robert Negoiță a revenit într-un comentariu precizând că soluția este îngrășământ. Și se pare că nu a avut motive de îngrijorare. Păi cum așa, fără motive de îngrijorare? Credeți că pomii lui Negoiță vor supraviețui erupției Yellowstone? Credeți că nu le vine norul radioactiv de hack? Mare atenție, oameni buni! Noi vă informăm, dar nu vă putem trimite și în Rusia. Asta rămâne în sarcina voastră. Cam atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uitați! Fiți vigilenți! Dușmanul e pretutindeni! Atât pentru astăzi, până duminica viitoare, cu bine!